Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un episod, adică o reacție nouă pe acest canal. Numele meu este Jador și astăzi o să vă prezint o reacție la MGK, era să zic. Bă, chat, voi știți de câte ori am zis MGK înainte să știu că e MGK? Doamne ferește. MGK 666 Freestyle Official Videoclip. Avem aici cel mai șmecher freestyle din sectorul 6. Să vedem ce e de capul lui. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți reacții de genul. Un subscribe m-a ajutat foarte mult. Bă, m-ați omorât, m-ați distrus reacția anterioară la Beto, la Albert. Am făcut 10.000 de vizualizări. Nu mă așteptam niciodată să fac atâtea. Mulțumesc foarte mult că v-a plăcut, am văzut că v-ați dat și like-uri multe, am făcut aproape 1000 de like-uri, vă mulțumesc foarte mult. Și da, hai să facem și aici, cred că merge să facem peste 100 de like-uri la această reacție. Și hai să dăm drumul să nu mai batem câmpii, cum s-ar spune. Hai că am apăsat pe cap, așa nu-i plănic. All weapons used this video are props, not real firearms, were used during this the production of this music video. Viewer description advised. Da, deci ca în fiecare videoclip al lui MGK trebuie să avem chestia asta. Ne spune că n-au fost arme reale în acest videoclip. E clasic MGK. L-avem pe Albert aici. E un freestyle, deci. Glonțe pe 762, ăsta e calibrul mare. Facem că urmul te întâlne că da. Feri și aghiotanții se transformă în șmecheri peste noapte. Șmecheri peste noapte. Tractane, noi umblăm cu tractane. Dăm o lovitură. Tractare, noi umblăm cu tractane. Da, mă. Exact unde știm călătoare. De că scăpa de noi, mai vin două rafale. Ăla e berechet? Neagră și mânuș, iar le dă-ți cale. Poți să țip, important e ce transmit. Poți să când poți să țip, important e ce transmit. Bine. Ăsta e cel mai real vers pe care l-am auzit în 2021 până acum. Poți să când poți să țip, important e ce transmit. Asta e și ideea. Voi cântați la gardă, știi că eu când doar pe beat. Ne cred că ești supărat, tu încă ești sărac lipit. Mă jur pe tata, am riscat și acum m-am îmbogățit. Poți să când poți să țip, important e ce transmit. Ce șmecher e masca asta? Smith, voi cântați la gardă, știi că eu când doar pe beat. Ne cred că ești supărat, tu încă ești sărac lipit. Mă jur pe tata, am riscat și acum m-am îmbogățit. Intrăm bine îmbrăcat. Na, mă, ține-a lucrat aia. Cat se uită pe noi tot club. Suntem mult prea haladis, fetele să miște curul. Pentru pis de amă. Intrăm bine îmbrăcat, se uită tot clubul. Bă, nu știu dacă a fost băgăpa în club recent, că sunt închise, dar cu toții știm că se mai organizează petreceri secrete. Bine, nu o să mai fie secrete după ce o să afle toată țara, dar petreceri secrete, poate MGK a fost la una, nu se știe, dar din câte știu eu, cluburile sunt închise. Și avem acolo un papițoi pe care îl ținem în cap. Uf, mamă ce castană i-a dat. Mama, abia adevărat că scoate albumul în cap, abia aștept mâncați-și. Bă, nu știu dacă ne ascultă, dar dacă rămân amărât, mai dau jos încă o ușă. Poți să când poți să țip, important e ce transmit. Dacă rămân amărât, mai dau jos încă o ușă. Asta n-am înțeles-o, poate puteți să-mi spuneți voi în comentarii. Poate un sublinial de ăsta mai așa mai ascuns. Voi cântați la gardă, știi că eu când doar pe beat. Ne cred că ești supărat, tu încă ești sărac lipit. Mă jur pe tata, am riscat și acum m-am îmbogățit. Acum toți mă iubesc, dar cine era la început? Nu e vorba că sunt sus, e vorba că m-am menținut. Nu e... Da. Nu e vorba că e sus, e vorba că s-a menținut. Mulți se duc sus și nu au, nu au o bază la care să stea. Și după ce ajung sus, iu, înțelegi ce zic?
în sus, că știi că acolo sunt de mult. Cu mine nu-ți merge, știi că simt un prefăcut. Poți să cânt, poți să țip, important e ce transmit. Voi cântați la gardă, știi că eu cânt doar pe bite. Na, mamă, ce-mi place aia. Păratul încă e sărac lipit. Mă jur pe tata, am riscat și acum m-am îmbogățit. Poți să cânt, poți să țip, important e ce transmit. Voi cântați la gardă, știi că eu cânt doar pe bite. Cred că e supăratul încă e sărac lipit. Mă jur pe tata, am riscat și acum m-am îmbogățit. M6 Mafia. Mamă, ce-mi place beat-ul ăsta, deci beat-ul ăsta rupe, mâncați-și. E beat de la gen 50 Cent. Știi ce zic? Acli, da, bine. Bă, da, voi, că știu că au postat Mâncă Capa cu Albert. Un mini beef de la pe Insta. Bă, și am crezut, deci eu chiar am crezut că s-au certat sau ceva. Dar văd că sunt prieteni, văd că și-au reglat treburile. Și chiar mă bucur pentru ei, pentru că nu vroiam să se despartă acest duo impecabil. Deci acest duo rupe tot. Din 2020 până când o să rupă ei. Deci au fost cel mai șmecher duo posibil anul trecut. În 2020 și în 2021 să vedem ce se întâmple. Până acum sunt aici, sunt top, cum zice Mâncă Capa. Ce e ăla, Big Mac sau Big Tasty? Stai. Aia e Big Mac. Bă, chat, eu mereu când îmi comand de la Mac sau când mă duc la Mac, bă, trebuie să-mi iau Big Tasty, nu... pot să rezist fără Big Tasty. Deci eu când mă duc la Mac, neapărat în meniul meu trebuie să fie Big Tasty-ul. Că dacă nu, E jale. Îmi place mai mult Big Tasty decât Big Mac-ul. Dacă vă place Big Mac-ul mai mult, să scrieți în comentarii, dar mi-e place Big Tasty-ul mai mult. Bine, bravo Mâncă Capa, bravo. Bă, la banii tăi mâncați aia să mănânci Mac, bă, Mâncă Capa? Mâncați aia și tu ai zis că ai ajuns bogat și mănânci Mac, mâncați aia și lasă Mac-ul, mâncați aia și pentru săraci ca noi. Nu mai mânca Mac, că mănâncă și tu de la, nu știu ce, de-astea scumpe sunt, mă rog. Mănâncă de la restaurant, de la astea, mai mânca Mac, mâncați aia și că Mac-ul e de săraci, Mâncă Capa. În fine. Bă, piesa a fost genială, a fost un freestyle bun. Nu a avut niște sublinieri de alea pe care nu cred că le-am înțeles eu. Dar puteți să mă ajutați pe mine voi, dacă știți în comentarii. Însă piesa a fost genială, mi-au plăcut versurile foarte mult. Mi-a plăcut, poate a dat shot la cineva. Nu știu dacă a dat shot la cineva în acest freestyle, pentru că știm cu toții că Mâncă Capa, astea-s versurile lui, gen, ne face să credem că are dis cu toată lumea, dar de fapt el, astea-s versurile lui, știi ce zic? Și da, i-aș da un, la freestyle-ul ăsta, pentru că e freestyle, un 8. 7.58, cam așa, din 10. Mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut. Nu e ca freestyle-ul meu, bineînțeles. Doamne, ce freestyle am pus și eu, mă, cațești. Da. Bă, ca atât și cu reacția asta genială, piesa o găsiți în descriere dacă vreți să o ascultați și voi. Un subscribe m-a ajutat foarte mult, hai să facem cât mai pe 5.000 de abonați și un like să trecem... Poate facem peste 100 de like-uri la reacția asta, că am făcut la reacția anterioară 750 și aproape 1000 de like-uri, mâncați-a și curița ta. Și 10.000 de vizualizări, aproape 11.000, bă, doamne, ferește, nu credeam că o să întâmple chestia asta niciodată în viața mea. Dar se pare că s-a întâmplat și sunt foarte recunoscător și o să continui că văd că vă plac reacțiile mele, da? Deci... cam atât a fost cu reacția asta. Nu uitați să îmi lăsați în comentarii reacții și aveți Instagramul meu în descriere. Dați un follow acolo
Și să-mi trimiteți, vă răspund la toate mesajele, să-mi trimiteți piese dacă vreți să mai reacționezi la alte piese. Și cam atât a fost. V-am pupat, să aveți o zi fantastică ca voi. Ciao!